Păi, prin tot felul de campanii de acestea de informare, pentru că noi avem aici o adevărată bogăție, care este rezervația ornitologică din sat chinez și cel mai mult contează să o pui în valoare prin informare, prin conștientizarea cetățenilor, pentru că fiind o adevărat patrimoniu acolo, cel mai aproape de acest patrimoniu sunt cetățenii din comuna sat chinez și ei trebuie să înțeleagă ce bogăție naturală avem aici în zonă. Păi, de exemplu, avem drumul județean care intră până în localitatea noastră și de acolo se face pe o stradă laterală, chiar pe până în rezervație. Ea este întinsă pe suprafață de 72 de hectare, zona tampon. Chiar m-a întrebat cineva ce ar trebui să facem în acea zonă tampon. Eu zic că suficient ar fi să o păstrăm așa cum este, pentru că este o adevărată oază de liniște, de frumusețe, în care vin păsările, acolo cuibăresc, au păsărare, ceea ce se vede doar în delta Dunării, că de-aia e și considerată delta Banatului. Nu, categoric nu. Doar că în sprijinul acestei promovări turistice noi am demarat ca și autorități administrative locale și am reușit finalizarea acestui centru de informare turistică care a fost dat în folosință în anul 2016 și care are angajați doi ghizi turistici. Deci dacă fiecare om care dorește să viziteze această rezervație poate să ia legătura cu cei de la primărie și aici tot timpul la dispoziția lor sunt doi ghizi turistici care oferă informații despre această rezervație. Categoric, investițiile n-au început doar acum, recent. Ele au mai fost printr-un program european, pare că în anul 2000. Și s-au făcut iarăși așa o informare, panouri de acelea de informare, s-au mai făcut niște podețe pe acolo unde necesita traversarea zonei respective. Iar mai nou și primăria sat chinez împreună cu custodele, pentru că noi avem aici un custode care administrează această rezervație, am depus un proiect pe un program transfrontalier ISPA România-Serbia și al cărui proiect l-am depus, acum așteptăm să vedem doar dacă este eligibil sau nu. Păi, în mare parte, ceea ce vă spuneam, sunt atât de partea română cât și de partea sârbă, primul lucru ce am ajuns la un consens este că va trebui să facem o informare mult mai accentuată, mai ales asupra cetățenilor din comună să păstreze acest tezaur care, zic eu, îl avem aici în localitatea noastră, plus logistica necesară. Avem stuf pe bălți, pentru că el, dacă nu avem un canal care îl traversează, dacă nu în permanență îl decolmatăm, atunci sunt probleme. Atât pentru locuitorii din zonă, în cazul unor inundații, satul ar fi afectat și atunci trebuie un anumit echilibru. În general, în mare parte se referă la o logistică de achiziționare de utilaje. Nu ne costă foarte mult, dar cel mai mult e, v-am mai spus, tot timpul avem cu oameni care sunt certați într-un fel sau altul cu legea, să zic așa, în care intră în această rezervație și fac tot felul de la tăieri de barbuști până la aruncarea gunoiului în rezervația respectivă, dar aici va trebui să depunem cele mai mari eforturi pentru a-i face pe oamenii încă o dată să înțeleagă de bunul pe care îl avem noi aici. Cu vânătorii aveți probleme? Sau cu vânat, cu ilegal? Nu, pentru că ei au zonele lor de vânătoare, care nu se intersectează neapărat cu... Bine, probabil ar fi zgomotul armelor care ar face și ar putea să... ca păsările să plece de pe cuibul lor. Dar, în general, ei știu că aici este o zonă protejată, Natura 2000, și chiar și atunci când au stabilit fondurile de vânătoare, nu sunt foarte apropiați de această zonă. Este un panou informativ, pentru că Consiliul Județean a demarat un proiect pe care l-a obținut cu succes și astăzi, dumneavoastră, oricum ei știu mult mai bine ce conține acest proiect. Păi noi doar ne-au informat despre acest proiect, ne-au solicitat ajutorul, ca să putem să-i ajutăm și sigur că noi ne bucurăm de orice vine în sprijinul nostru, indiferent că sunt proiecte depuse de Consiliul Județean, de noi sau de altcineva, în scopul promovării acestei rezervații naturale. Păi, vizitatorii, pot să vi spun sigur, sunt jur de ani, de exemplu, anul acesta am avut în jur de 70 ceva de vizitatori, dar cei care vin și ne caută la centru de informare turistică. Dar mergând și prin altă parte, am văzut și vizitatori care nu veneau aici, care le spusesem eu de existența acestui centru și care se duc în rezervație, să urmărească păsări, foarte mulți ornitologi și din alte țări. Am văzut din Suedia, din Germania, am stat de vorbă cu cineva din Italia care venise, auzise de această deltă și erau curioși să vadă cum e în zona aici. Este și pește, da.
Este și pește. Condiții legale, sigur că da, pe ele nu afectează, nu e în zona tampon. Este un canal care înconjoară această rezervație și nu afectează. Chiar, într-adevăr, vânătorii și pescarii sunt cei care au grijă de această rezervație, pentru că ei știu că sunt în contact direct cu natura și chiar apreciază ceea ce e frumos. Deocamdată nu. V-am spus de acel program transfrontalier România-Serbia, în care noi dorim să achiziționăm și niște utilaje, printre care ceea ce spunea și dumneavoastră, un vaporaj, în ideea în care vom decolmata acele canale și vom putea să-l folosim pe acest traseu. Pentru că traseul pornește din localitatea Sat Chinez până în localitatea Bărăteaz. Ar fi un canal acolo pe care s-ar putea naviga. Valoarea proiectului România-Serbia, ce l-avem noi pe ISPA, partea română are undeva la 600.000 de euro, iar partea sârbă la 400.000 de euro. Deci, în total, ar fi 1.000.000 de euro. Da, este un obiectiv turistic foarte important și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș a făcut un prim pas, în primul rând, un material de informare prin acest panou, dar acest este doar începutul. Asociația cu partenerii din Serbia au câștigat un proiect pe fonduri europene și vor promova acest obiectiv turistic intitulat Delta Banatului prin foișoare, prin observatoare puse în zonă, prin atragerea de turiști în zona localității Sat Chinez. Dar cred că nu este numai atracție turistică, trebuie să profităm de această zonă deosebită de faună și floră, să atragem în primul rând de elevii pentru lecții la biologie, lecții care se pot desfășura în această zonă și care cred că poate să fie de bun augur. Cine a împiedicat până acum să facem toate astea? De asta cred că ar trebui să întrebați pe cei care au gestionat. Eu pot să vă spun ce vreau să fac de acum încolo, pentru că este prins în strategia turistică dezvoltarea acestei zone. E o situație puțin cam complexă, să spun așa. Proprietatea este a comunei Sat Chinez. Zona este administrată de un custode privat, toți trebuie să stea la aceeași masă și să gestioneze situația într-un interes comun și anume promovarea acestei zone deosebite. Da, din păcate și am discutat cu ei și această zonă care a prins viață undeva în 1942, pe parcurs n-a fost susținută foarte mult în acest sens. Nu e târziu nici acum, eu mă bucur și de aceea am solicitat colegilor să facem această vizită împreună cu mass media, tocmai de a atrage atenția de importanța acestei zone deosebite și de a o menține, de a o conserva în primul rând și în al doilea rând de a o promova. Urmează acum. De nu e, din păcate, sau să zicem, din fericire, nu răspunde Consiliul Județean. Din păcate, Consiliul Județean nu poate interveni pe această zonă protejată. Este o politică la nivel național și s-a constituit o agenție a arilor protejate și sper prin această agenție să se gestioneze situațiile de pe raza județului Timiș, pentru că nu discutăm numai despre această arie protejată, discutăm de mai multe arii protejate în județul Timiș. Dar cred că asta are un rol deosebit și trebuie să ne aplicăm atenția asupra ei.